și s-a finalizat în aceste locuri, asigurând pe lângă existența zilnică a majorității locuitorilor din zonă și o importantă contribuție la bugetul național. Contribuția societăților de gaze naturale la bugetul local reprezintă peste 25% din buget, iar mutarea acestora ar reprezenta condamnarea mediastrui. Cu ce au greșit cetățenii acestui oraș pentru a fi amenințați așa ceva? Că au votat, înțeleg, la lege? Cu ce au greșit cei care lucrează în gaz? Că-și fac treaba cu onestitate și profesionalism și în urma eforturilor lor, societățile de gaz sunt cele mai profitabile din România? De ce trebuie ca aceste societăți să facă obiectul unor jocuri politice? În calitate de președinte al Partidului Democrat Liberal și în calitate de primar, în primul rând, al municipiului Mediaș, fac apel la toate forțele politice din Mediaș, la toate asociațiile, fundațiile, societățile, la toți cetățenii să-și exprime clar și cu fermitate poziția față de aceste intenții și să le condamne. Fac apel la instituția prefectului și la conducerea Consiliului Județean Sibiu pentru a interveni pe lângă Guvernul României pentru a lăsa lucrurile așa cum sunt. Fac apel la toți parlamentarii responsabili din județul Sibiu să ia poziție atât în Parlament, dar și pe lângă Guvern și conducerile centrale ale partidelor din care fac parte pentru a împiedica acest lucru. Și nu în ultimul rând, fac apel la Guvernul României să ia în calcul toate consecințele unui astfel de demers și să nu uite că guvernanții